De ce nu ajută sau nu e suficient exercițiu fizic pentru slăbire? Este o întrebare pe care mulți și-o pun și vreau să încerc să-i ofer un răspuns astăzi, într-o manieră poate mai puțin convențională, dar, zic eu, ancorată în realitate. În primul rând, vreau să subliniez faptul că exercițiul ajută la slăbire, la menținerea greutății corporale și există multe studii care arată acest lucru. Motivul, probabil principal, pentru care mulți au impresia că exercițiul fizic nu ajută sau nu ajută suficient, nu ține atât de mult de exercițiul fizic în sine, cât de alți factori despre care vom vorbi pe scurt în continuare. Dar înainte de aceasta, vreau să vă spun modul în care exercițiul ajută la slăbire. Există numeroase studii în literatură pe tema aceasta și probabil că unul din cele mai reputabile este studiul de lungă durată efectuat de cei de la National Weight Control Registry aici în Statele Unite, în care un grup de cercetători prin anii 90 au luat în studiu minoritatea din populație care a reușit să slăbească în greutate și să-și mențină greutatea cel puțin 5 ani de zile după scăderea ei și mai mult, unii chiar până la 30 de ani. Și ideea lor a fost să încerce să identifice ce anume face ca această minoritate să aibă succes, ce îi separă față de ceilalți care eșuează. Și una din caracteristicile lor principale este faptul că fac mișcare fizică, fac exercițiu fizic timp de o oră, 5 ori pe săptămână, fie că merg pe jos sau fac altceva similar, un exercițiu fizic important, de intensitate moderată. Și aici este secretul, pentru că văd adesea la pacienții mei, se hotărăsc să slăbească, se duc la sală sau eu știu ce altă formă de mișcare își aleg de activitate fizică. Adeseori văd pe internet, pe YouTube, influencer care spun interval training. Deci, intensitate foarte mare. Pornesc la un statut de sedentarism și sar direct la un program de mișcare viguros. Și după ce se duc la sală, a doua și a treia zi, sunt epuizați, nu mai sunt în stare să facă nimic. Au febră musculară, sunt obosiți. Și se demoralizează, pentru că realizează că un astfel de program nu este sustenabil. Și nu numai atât. Dar atunci când treci de la o stare de sedentarism la un regim de mișcare viguros dintr-o dată, ceea ce se întâmplă este paradoxal o creștere în greutate, cel puțin în primele zile. Lucrul acesta a fost suspectat în studii pe populații umane de mulți ani de zile și a fost clarificat în ultimii ani. Iar acum câteva luni s-a publicat un studiu pe animal de laborator care arată același lucru și anume că atunci când iei o persoană sau un șoarece sedentar și îi pui pe un regim de mișcare viguros, ceea ce se întâmplă în următoarele zile este că temperatura bazală scade, ceea ce este o indicație că metabolismul lor scade ca o reacție, ca un efect de compensare după ce au consumat atât de multă energie într-un timp scurt. Nivelul de activitate bazal în afara acelei ședințe de activitate scade tot ca un mecanism de compensare, crește nivelul de corticosteroizi, de hormon de stres, care alterează, printre altele, și ritmul circadian. Și în final, aceste persoane, chiar dacă nu-și schimbă dieta și animalele laborator nu au mâncat cu nimic mai mult decât înainte, greutatea crește în următoarele zile. Deci este important să fim, cum să spun, realiști, să ne punem ținte realiște și când e vorba de mișcare pentru slăbire, să creștem gradat și să fim consecvenți pe termen lung. Este vorba de o schimbare pe care trebuie să o plănuiți pentru ani de zile, nu pentru câteva săptămâni sau luni de zile, dacă este să aveți succes. Deci acesta este tipul de exercițiu care ajută la slăbire și vorbim aici iarăși de o anumită zonă Goldilocks ideală în care exercițiul fizic ajută la slăbire. Un lucru care îl recomand pacienților mei încercând să subliniez ideea aceasta de lungă durată este să-și pună
un dispozitiv, cum am și eu aici, sau chiar telefoanele acestea moderne, care să le monitorizeze distanța parcursă, dacă, să spunem, merg pe jos sau merg cu bicicleta, cum fac eu, și să-și pună un obiectiv, dacă e vorba de mers pe jos, de exemplu, să parcurgă într-un an de zile 1000 de kilometri. Cam aici este Goldilocks zone pentru slăbire. Sigur că exercițiul de unul singur, chiar și cu 1000 de kilometri pe an, nu poate contracara o dietă deficitară. Deci dieta este foarte importantă, dar astăzi discutăm despre mișcare. Un alt lucru pe care vreau să-l spun este că adeseori culegem beneficii de pe urma unui regim de mișcare, dar nu le observăm din nefericire și ne descurajăm degeaba. Ce vreau să spun prin asta? Am mulți pacienți care sunt activi, au ceva greutate în plus, dar nu mult, însă își fac doza de mișcare, ating 1000 de kilometri pe an. Dar se întâmplă ceva la un moment dat. Fie trec printr-o intervenție chirurgicală, să spunem că au o intervenție de înlocuire de articulația genunchiului. Și timp de câteva săptămâni după, nu mai pot face mișcarea pe care o făceau înainte. Și chiar în condițiile în care dieta nu se modifică, adeseori aceste persoane câștigă în greutate 20-30 de kilograme în câteva săptămâni, doar prin faptul că au încetat să facă mișcare. Și atunci văd și realizează faptul că mișcarea îi ajută.